Au apărut roșiile românești în piețe, prețul însă le lasă un gust amar cumpărătorilor. Un kilogram de roșii se vinde cu 22 de lei. Colega mea, Oana Guran, se află într-o piață și are mai multe informații. Bună dimineața, Oana, te ascultă. Bună dimineața, bun găsit tuturor! Roșiile românești au apărut în piețe de câteva zile, însă dacă doriți să puneți pe masă tomate autohtone, va trebui să scoateți din buzunar o sumă considerabilă de bani, și asta pentru că prețul unui kilogram de roșii românești pornește de la 20 de lei, însă ajunge și la 25 de lei kilogramul. Practic, cât am plătit pentru un kilogram de carne de porc. În această perioadă sunt puțini cei care își permit să cumpere roșii românești și care nu se uită la preț, mai ales că găsim în continuare în piețe și roșii din import, din Grecia sau Turcia, care costă mult mai puțin, mai exact între 10 și 13 lei kilogramul, ceea ce înseamnă la jumătate față de prețul roșiilor românești. Totuși, cei care cumpără roșiile românești spun că preferă să plătească mai mult pentru un kilogram, pentru că gustul nu se compară cu cel al roșiilor din import.